despre abuzurile care sunt, se fac în, în județul Galați, la care nimeni nu apleacă urechea să ne audă. Conflictul dintre medici de familie Gălățeni și conducerea instituției spitalicești persistă de mulți ani, însă câștigarea procesului de către Spitalul Județean a reaprins neînțelegerile dintre cele două părți. Conform unei hotărâri judecătorești, cele 10 cabinete din incinta spitalului destinate medicinei de familie trebuie evacuate până pe 6 noiembrie 2015. Pacienții sunt aproape revoltați pentru că tocmai am primit de la Spitalul Județean Galați, într-un birou de executor judecătoresc, o notificare prin care suntem anunțați că în 15 zile trebuie să evacuăm acest spațiu. Păi și noi ne întrebăm de ce trebuie să-l evacuăm, da, așa în 15 zile, mai ales că există o hotărâre judecătorească a Curții de Apel Iași rămasă definitivă, prin care acolo scrie clar că dacă spitalul are nevoie de acest spațiu, spitalul împreună cu Direcția de Sănătate Publică, cu autoritățile locale, prefectură, Consiliul Județean, trebuie să ne găsească alte spații. Deci nu a fost niciodată policlinică, nu a fost niciodată spațiu de spital, nu este nicio comunicare cu spitalul, deci a fost cabinet pentru medicină generală. Ne-am înființat conform legii de înființarea cabinetelor medicale, medicinilor de familie și se încalcă acest drept. Dovadă că spitalul nu este proprietar, când s-a amenajat policlinica prin fonduri europene, de s-a oprit cu amenajarea la nivelul corpului nostru. Ei nu ne oferă alte spații, dar vor, în mod voit, conștient, să ne dea afară sau să ne intimideze, să ne găsim noi. Bun. Să zicem că facem efortul, eu, că fac efortul, îmi vorbesc în numele meu personal, să-mi găsesc alt spațiu. Îmi găsesc alt spațiu, investesc miliarde, după care fiecare aprobare pentru obținerea certificatului de urbanism durează 30 de zile, pentru obținerea unei alte modificări 30 de zile. Fără sediu și fără contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, medicii nu mai pot emite rețete și consulta pacienți. Aproximativ 20.000 de gălățeni au nevoie de tratament lunar, iar timpul este prea scurt pentru a se înregistra la un alt medic de familie. Zeci de pacienți nemulțumiți au asistat la scandalul din curtea Spitalului Județean Sfântul Andrei. Noi nu vom mai avea asigurată asistența medicală, nu vom mai avea cine să ne dea trimiteri către medicii specialiști, nu vom mai putea primi de la nimeni rețete compensate sau fără, așa, și în condițiile acestea ne pune pe gânduri și nimeni nu ne ascultă. Timp de 11 ani dăinuie acest litigiu între Consiliul Județean, prima dată, și acum și Spitalul Județean, și aceste 10 cabinete ale medicilor de familie. Vi s-a spus să vă căutați alt medic de familie? Ne-a spus, da. Chiar am fost în audiență la doamna de directoare și a spus, dacă nu vă convine, mergeți la cabinete, la clinicile private. Să nu plece acest dispensar de aici, să rămână aici. Suntem oameni bătrâni, suntem oameni fără medic de familie, nu te poți duce absolut nicăieri. Da, putea să vă căutați alt medic de familie? Alt medic de familie unde? Că toți sunt supraaglomerați. Medicul de familie care l-am eu de peste 25 de ani, îmi cunoaște toate bolile, știe absolut orice. Eu am soția bolnavă de Parkinson, de diabet, operată de colon. Doctorii au declarat că legea le permite obținerea unui nou cabinet prin ajutorul Spitalului Județean și al Direcției de Sănătate Publică. În momentul de față există o hotărâre definitivă a instanțelor pe care nimeni nu o poate comenta. Atât medicii de familie cât și pacienții lor consideră acest demers abuziv.